Astăzi se întâmplă ceva big blană. Suntem la Izvor de Golf în București, singurul nou găuri de golf din București și o să ne distrăm azi, o să lovim niște lovituri, o să atacăm flagul, încercăm pentru un birdie, un par și o să dăm și un drive. O să vedem, o să vă arăt, o să vă explic ce înseamnă să dai cu driverul, ce înseamnă să faci birdie. O să mergem împreună la câteva găuri și o să vă arăt exact cum se joacă golf în România la acest club. Deci înainte să începem să jucăm și să vă arăt cum lovesc, o să vă prezint crosele mele și bag-ul meu, PNG, așa se cheamă firma, îmi plac foarte mult. Și la putter am un Scotty Cameron, făcut de Titleist, cu asta bagi în gaură când ajungi pe green. O să vă explic toate chestiile astea pe parcursul vlogului. În principiu la golf funcționează în felul următor. Ai nevoie de o mânușă, dacă ești pe stânga sau dreapta, depinde unde îți pui mânușa. Cazul meu sunt cu dreapta, mânușa mea este pe stânga, ok? Mâinile se încrucișează așa pe crosă. Se încrucișează aici. Așa este cum ții crosa, ok? Fiecare bag are voie să aibă minim 13 crose. Dar să fiu sincer, amatorii poate să aibă 14, 15, nu prea contează. Adică suntem amatori, nu suntem profesioniști. Nu interesează pe nimeni câte crose ai în bag, decât dacă ești la un turneu, probabil. Se cheamă burner, făcut de TaylorMade. Puteți să vedeți aici. Acum, în bag aici avem și umbrelă în caz că plouă, avem mingi, avem tiuri. Tiuri este, o să vă arăt, în caz că sunteți începători la golf și nu știți pe ce vorbesc, aveți răbdare și o să aflați multe chestii noi azi în vlogul ăsta despre golf. Vreau să ne apucăm să lovim mingea. Este un par 3 și avem vreo 65 avem 63 de metri, 65 de metri până la gaură. Gaură aproape, dar nu contează, nu e ușor, nu e nimic ușor la golf. Dacă voi jucați golf sau cineva din următorii mei știe, puteți să scrieți în comentarii ce experiență aveți, unde ați jucat golf, ați avut vreodată un birdie, ați avut vreodată un par, spuneți-mi în comentarii, sunt chiar curios. Eu, de exemplu, am jucat golf, joc golf de la 20 de ani, n-am început de mic, dar n-am început nici foarte, foarte târziu. Am luat lecții, am jucat mult în Canada, am călătorit, am mers în Spania, în Dubai, Abu Dhabi, am jucat în Dominican Republic, în Cuba. Am fost în multe locuri interesante pentru golf. Dar acum sunt în România și acest 9 hole la Izvor de Golf este amazing, este wow, este lângă casa la mine, e în București. Ce mai vrei, băieți? Ce mai vreți? Ce mai vreți? Adică avem tot ce ne trebuie aici, în țară. Hai să mergem să dăm la gaură. Hai să vă arăt. Ia uite-o. Go! Putem acolo să dăm un mic chip și apoi un pat și facem par. Deci ați văzut lovitura, da? Am dat-o de acolo. Bam! La un metru de gaură. Fiind a doua lovitură, am șansa acum să dau pentru birdie. Haideți să vă arăt. Birdie înseamnă când ești cu una sub maximul, limita maximă de lovitură la o gaură. Deci când ești sub cu o lovitură, ești birdie, păsărică. Ai înțeles? Asta e, așa se cheamă. Deci acum aici e mingea, am dat-o, o marcăm, trebuie să o marcăm, că vreau să o curăț. Vreau să o curăț. Dacă vă uitați pe mingile astea, de la Izvor de Golf, făcute de Callaway, vedeți că există o linie. Linia asta vrei să o aliniezi cu gaura. Ne uităm acum la gaură așa, vedem că este drept, pune mingea cu linia drept spre gaură. Îți iei înapoi markerul și poți să vezi, e drept, merge drept spre gaură, da. Hai să băgăm. Iubesc sunetul ăla. Ăla este un sunet blană. Mergem acum la următoarea gaură. Este aici, aici este locul de dat. Și gaura, dacă vă uitați, este acolo. Este o gaură puțin mai mare asta decât înainte, aia dinainte.
Avem, câți metri avem? Aici avem 90 de metri. O să schimbăm crosa și o să luăm altă crosă pentru gaura asta. Cum știi acum ce crosă să iei? Totul depinde de distanță. Fiecare crosă vine cu alt unghi. Unghiul de crosă e în felul următor. Cu cât este mai deschisă, o să meargă mai sus, mai sus în aer, mai înalt, o să se ducă mai înalt. Cu cât este mai închis, o să se ducă mai departe. Deci cu cât e mai deschis, mai înalt, cu cât e mai închis, mai departe și mai drept. Ea lovește mingea și după aia se înalță. Deci gândiți-vă, dacă unghiul e închis, automat n-are cum să se înalțe așa de mult. Zic că e ok, hai să o găsim. După ce lovești mingea de pe tee, mersul ăsta să zisești mingea, să o lovești la a doua lovitură, este relaxant, să știi. Mers pe jos, așa frumos, uite-te puțin în jurul meu. Avem clubul, avem alt green, tăiat perfect, totul frumos, natură, wow, aer liber, adică despre asta e vorba. Asta e viața. Asta este ce-aș vrea toți urmăritorii mei care nu s-au apucat de golf și care nu știu despre ce vorbesc, să încerce, să ieșiți din confort, ieșiți din zona care este știută, jucați fotbal sau soccer sau ce jucați voi, jucați ceva nou, încercați un sport nou, chiar serios, e un sport, dacă vă uitați la televizor o să vedeți că toți atleții de basket, de fotbal american, de rugby, de orice, joacă golf, că la un moment dat asta tot ce poți să joci după o anumită vârstă. Toți ai nevoie de o minge și de o crosă și de un teren. Hai să fim sinceri. Și-l avem. 60% unde este? Uite-l aici. Așa. Înainte să dai minge, te uiți la minge. Asta e mingea mea? Asta e mingea mea. E posibil să fie mingea la altcineva. Aveți grijă. Când găsiți mingii, să vă uitați la aia. Nu-i frumos să lovești mingea la altcineva. Așa. O punem frumos pe green acolo. Vedeți unde e green-ul, da? Așa. Hai. Frumos. Sit. Perfect. Lângă gaură. Hai să vedem unde am dat. Să vedem lovitura. E foarte aproape. Într-un fel. Avem aici șansa să facem par. Foarte important, acest bag niciodată nu intră pe green. Nu există. Trebuie să protejăm green-urile, da? Vă rog. Foarte important acest lucru. Și acum ne luăm putter-ul. Haide să o băgăm. Marcăm mingea. O curățăm. Și o băgăm. Aia e. Aia e, par. Așa te simți când îmi bagi mingiuța asta mică, în găurița aia, după sute de metri, te simți ca un erou, adică nu știu cum să zic. Deci sportul ăsta este de cea mai mare precizie din lume. Din cauza că nu contează câți mușchi ai și cât de departe o dai. Totul e aici. Deci e un joc care se joacă cu jucători, dar este 2 versus 2. Tu ești competiția ta la golf. Mă înțelegi? Din cauza că fiecare om își ține scorul lui. Asta nu este o șosetă. Este o pălărie, într-un fel. Este un cover. Este o chestie care se acoperă crosa ca să nu se ruginească, să nu se murdărească. Și bineînțeles că e și reclamă ca să vezi că ai Scotty Cameron. Mă înțelegeți? Bam. Următoarea gaură e cu driver. Acum, anumiți oameni dau drivers, anumiți oameni nu dau. Din cauza că chiar nu e nevoie de driver și am fost învățat să nu folosesc driver la această gaură, dar pentru voi vreau să vă arăt cum lovesc cu driverul, vreau să văd cât de departe o dau, haide să aflăm dacă reușesc sau dacă o pierd. Apropo, mingele astea costă în jur de 200 sau 140 de lei pentru 12 mingi.
Deci, cam 10 lei pe minge, minim, cât mai mult. Următoare gaură. Uitați-vă puțin cât de lungă este. Uitați-vă. Hai. Deci, să mergem așa, drept. Avem acolo o deschidere, dacă vedeți. Gaura asta este 370 de metri. 5 lovituri îți dă voie aici, pentru par, ca să faci, să nu pierzi puncte. 5 lovituri, da? Noi acum o să dăm 2 lovituri de aici. O să dăm un driver, cât de tare porți și drept. Și o să lovim un 5. Un 5 este diferit. Este așa. Vă aduceți aminte când v-am explicat chestia cu unghiul la crose? Această crosă, vedeți cum e, e dreaptă. Nu e așa cum erau celelalte. E așa. Că ții crosa dreaptă, da? Deci ea o să se ducă și smash. Așa. O să lovim două. Sunt curios ce o să întâmple. Hai să vedem vântul. Vezi că vântul e foarte puternic în momentul ăsta. Nu știu că se vede în cameră. Dar haideți să vă arăt cum e vântul. Ăla e vântul. Deci, dreapta, stânga. Deci înseamnă că mingea mea o să duc așa. Nu vreau asta. Noi vrem să mergem drept. Trebuie să ținem cont de toate factorile astea externe. Vântul, tot. Asta e driverul. Driver. Pe ce mare e. Ok? Ia uite. Pur și simplu, așa vrei să o lovești. Ok? O să folosim și un T. Această chestie se cheamă T, din cauza că pur și simplu mingea stă pe el și avem nevoie să ridicăm mingea de pe pământ cu această crosă. Nu putem să lovim de pe pământ. O să vă arăt de ce. Ok? Hai să ne pregătim. Ne punem mănușa. Ușor. Relaxat, nu ne grăbește nimeni. La golf nu trebuie să te grăbești. Golful e ca viața. Totul trebuie să fie cu răbdare. Numai așa o să ai rezultate bune. Nu în grabă. Okay? Acum ne uităm, ne alegem ținta. Ținta este jos acolo. Nu se poate să mă aliniez până jos. Și ce facem? Luăm un reper. Reperul care este aici. Asta e reperul. Corect? Asta e de fapt acolo. Acum nu ne interesează acolo. Ne interesează aici. Noi acum ne aliniem cu reperul ăsta. Perpendicular. Așa. Înainte să dăm, facem un practice. Un practice swing. Ca să ne relaxăm. Știi ce zic? Și acum dăm. Ține cont că vântul împinge așa. Păi uitați, da? Eu zic că e ok, s-a dus drept. Pentru 5, n-am nevoie de ti. O pun de pe jos. Dar la fel facem, luăm reperul și o lovim. Drept, frumos. Perfect. Am dat bine. Am dat mai bine cu a doua lovitură, cu 5-ul, din cauza că, cum v-am zis, e riscant să iei driverul aici. Hai să mergem și vă povestesc mergând. Driverul fiind cea mai puternică crosă, poți să o pierzi. Și acum ce ai făcut? Ai încercat să o lovești tare, să ajungi mai aproape de gaură, dar de fapt ai pierdut mingea și acum ai pierdut și un punct și acum o iei de la capăt și de fapt e mai rău decât dacă loveai cu 5 ăsta care am lovit eu și ai pierdut și 10 lei că mingea e scumpă. Vezi? E foarte important să gândești când joci golf. E foarte important să joci cu tine însuși și să nu te întreci cu ăla care dă mai tare, mai bine, nu contează. Mă înțelegi? Este cam viață, cum v-am spus. Încearcă să fii mai bine decât ai fost ieri. Cam asta e golful. Orice mic evoluție în golf e mare. Golful fiind una din sporturile care chiar ai nevoie de 10.000 de ore. Știți de 10.000 de ore orice în viață
care vrei să faci ceva perfect, vrei ceva să vrei să devii un expert, vrei să fii foarte bun la ceva, ai nevoie de cei 10.000 de ore. Golful cred că e pe primul loc în aceste exemple de sporturi. Uite mingea, uite mingea mea. Ia uite acolo. Uite acolo. A doua lovitură la par 5-ul ăsta. O să lovim prima a doua minge cu un 9 ca să ridicăm peste copaci, că green-ul este chiar acolo. Nu vedeți de aici, nu se vede. O să ajungem și acolo. Fii atent. Așa, perfect. S-a dus drept, mergem la ea acum. Haideți să găsim și prima minge, care am lovit-o cu driver-ul. Sunt curios dacă este aici. Eu am văzut-o, dar nu știu dacă e jucabilă. O să aflăm acum. Prima minge, care am lovit-o cu driver-ul și nu trebuia. Dar pe aici s-a dus. Uite flag-ul, flag-ul e acolo, da? Gaura e acolo. Cam pe aici m-am dus. Și știu că pe aici este, dar nu știu unde e exact. Oh, leu. Ah, uite aici. Uite aici. Nu o să o lovesc. Uite ce e aici. O să mergem cu a doua lovitură, care de fapt acum e a treia lovitură, că sunt chiar acolo. Uitați-vă puțin. Sunt chiar acolo. Acolo jos, flagul e acolo. Nu o să jucăm asta. Am vrut să vă arăt ce important este selecția clubului corect la gaura care joci. O punem în bag pe asta, bine că am găsit-o. Și o să mergem direct să lovim pe asta. Direct. Aici o să alegem o crosă cu mai mult, mai deschisă, ca să dea înălțime, să cadă plop direct pe green. Ok? O să luăm această crosă. Și hai să vă arăt. Deci, n-avem vânt, n-avem nimic, e ideal. Ideal. Condiții ideale. Hai să vă arăt. Go! Go! N-am dat-o pe green, dar sunt foarte aproape și fiind par 5, tot am șanse să fac ceva aici. E a patra lovitură acum. Haide măcar să facem par. Sunt fericit cu par. Sunt aproape. Avem o lovitură de, nu știu, câți metri sunt aici. Perfect. Mie-mi place. Înălțimea corectă. Distanța bună. Haide să o băgăm pentru par. Am luat 4. Și hai să mergem. Marcăm mingea aici puțin. Marcăm mingea. Dăm la o parte flag-ul. Aici sunt niște frunzulițe mici. E ok. Nu e problemă. Dăm la o parte. Green-ul e impecabil. Impecabil. Haideți să vedem acum cum arată. Când fac așa, încerc să aliniez mingea cu gaura, să văd exact cum cade slope-ul, cum cade dealul, în stânga, în dreapta. Arată sus, dreapta, stânga. Deci o să dau puțin în dreapta și puțin mai tare că e în sus. Asta este a cincea lovitură. Oh. Asta e bogey. Asta e. O terminăm frumos pentru bogey. Nu sunt profesionist, nu vreau să vă mint, asta este, am dat 6, e perfect. Mergem la următoare. Golfer pe viață. Dacă stați la mine pe canal, o să aflați tot felul de chestii noi. O să vă arăt în viitor o rundă de 9 găuri, mult mai interesantă și mai serioasă. O să fie turneuri aici la Izvor de Golf.
a avut Cupa României acum câteva săptămâni, a fost la Digi24, foarte interesant, mulți jucători, peste 50 de oameni, nebunie. Asta a fost ziua de azi, oameni buni, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, nu uitați să subscribe, să îmi ziceți în comentarii ce credeți despre golf. A jucat, n-a jucat, vreți să jucați, vreau să știu ce credeți. Data viitoare vă aștept la vloguri noi, tot felul de chestii, nebunii, de-abia aștept să vă arăt. PJ Miles, peace!